Nicolae Rojnoveanu, primarul comunei Roseți, a declarat că postul de poliție din localitate este închis de cele mai multe ori din cauza lipsei polițiștilor. Conform primarului, oamenii care au o problemă de rezolvat trebuie să solicite mai întâi prezența la post a unui polițist din comuna Modelu. Reprezentanții IPJ Călăraș ne-au informat că postul de poliție din comuna Roseți este arondat secției numărul 1 Modelu, alături de alte patru posturi din localitățile Dichiseni, Unirea, Jegălia și Borcea. Miercuri 18 august, în jurul orei 11, postul de poliție din Roseți era închis. Primarul Rojnoveanu este supărat că nu se respectă legislația în vigoare. Conform edilului, în localitate trebuiau să-și desfășoare activitatea 6 polițiști, câte unul la 1000 de locuitori, însă în prezent nu are niciunul. Câți oameni aveți la secția de poliție din comuna Roseți? Păi am aproape unul, din câte știu eu, dar omul ăsta își face datoria, are și el un program, își face datoria, după care a plecat. Oamenii au nevoie de om să apeleze pentru buletin, pentru nu știu ce, pentru diferite, eu știu, solicitări. Nu e nimeni aici la poliție. M-am dus, am discutat cu domnul inspector general, mi s-a promis că o rezolvă cât de cât treaba. Am 6.696 de locuitori. Normal, la 1.000 de locuitori ar trebui să fie un lucrător de poliție. Da. Deci ar fi nevoie de 6. Dar eu m-aș mulțumi și cu 4, să fie 4, restul se ia dânși și se ducă la secție. Că cine a făcut această organizare cu secția de poliție, o mare prostie, o mare nenorocire. Nu știu cine a făcut-o. Cea mai mare nenorocire asta este. Deci există zile în localitatea Roseți în care nu aveți niciun polițist? Niciun polițist. Uitați-vă, mergeți acum, fotografiați dacă e cineva acolo. Ba din contră, până mai era la altă, era dezastru. Curtea era plină de buruieni. Am dat eu anul la 416 de a curățat acolo. Și cum vă descurcați? Aveți la poliția locală sau cum vă descurcați? Da. Vine un cetățean care are nevoie de anexa 12 pentru buletinul de identitate, îl trimite la secție, la Modelul, să rezolve treaba. Dar vă dați seama să duce proprietarul cu cel care le-a în spațiu să duce la Modelul, vine înapoi, ca să vedeți distracție. Da. Asta e situația. Și am spus că mă vai la toată lumea, poate să înțelege. Mai ales această treabă cu secția de poliție, e o prostie mare. Cea mai mare prostie posibilă după fața pământului. Deci comuna Roseți. De-aia se întâmplă atâtea fenomene, de-aia se întâmplă atâtea furturi. Da. De-aia se întâmplă ce s-a întâmplat la Caracal, pentru că nu știe nimeni de capul lor. Nu mai e sectoristul acolo, nu mai e polițaiul la post, că ăla știe toată lumea din Roseți. N-ai pe nimeni. Ce să discut? De când este situația aceasta? Păi toată pandemia am parcurs-o în felul ăsta. Ce nu se știe? Da. Sunt prevăzut poate 3 polițiști la postul la Roseți, deși trebuie să fie 6. Sunt prevăzuți 3, dar nu e niciun. Cetățeanul se duce, vine la mine, mă întreabă, ce vadă un primar, că... Și îi îndrept unde trebuie. La Model. Da, omul ăsta își vine, face fostul șef de post, adică șeful de post, el îi face datorii, atât cât este el în program. Dar vă dați seama că nici el nu poate să facă munca la 4 inși. Dar are cum. Despre această situație, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție ne-au transmis următoarele. Activitatea de patrulare este organizată la nivelul secției conform dispozițiilor IGPR. Patrule constituite din polițiști încadrați la nivelul secției sau posturilor de poliție arondate, având organizat activitatea de patrulare pe raza de competență a secției și acționează conform itinerariilor stabilite în documentele de organizare, precum și pentru punerea în aplicare a planurilor de acțiuni dispuse. Totodată, echipajele de poliție constituite numai din polițiști sau în cele de patrulă mixtă, și anume polițiști și jandarmi, asigură intervenția la evenimentele sesizate prin apelul unic de urgență 112. Activitățile care se realizează pe raza teritorială a comunei Roseți sunt derulate în contextul celor mai sus precizate, ne-au transmis reprezentanții IPJ Călărași.